Deci mă demoralizam complet. M-am uitat la ea, am citit-o 200 de ori, am dat răspunsul și ghiciți ce. Și guys, s-a întâmplat inevitabil. Din păcate. Guys, faceți cunoștință cu prima mea mașină. Salutare guys și bine v-am regăsit la un nou clip super, super, super extra plană. Eu sunt Antonio Pican și astăzi o să facem ceva nemai făcut, ceva nemai auzit, incredibil, Q&A. Fac acest Q&A care, după părerea mea, este puțin cel mai special de pe cine păcălesc. Este cel mai special Q&A cu ocazia unei întrebări care mi-a tot fost adresată pe rețelele de socializare, mai ales pe Instagram. Sunteți pregătiți pentru prima întrebare și cea mai importantă întrebare și cea mai tare întrebare și cea mai des adresată și cea mai personală și cea mai nebunească întrebare? Ai luat permisul? E bine, guys, cred că ați văzut și voi că în ultima perioadă am fost puțin tel mai inactiv pe Instagram și pe YouTube pentru că, 1, a început clasa 12-a și astăzi astăzi avem bac. Serios, amor? În primul rând, a început școala, sunt clasa 12-a și vine bacul! Iar în al doilea rând, am fost extrem de ocupat cu școala de șoferi, care este un capitol foarte important din viața mea, care din fericire s-a încheiat. S-a încheiat, dar acum vreți să aflați și dacă s-a încheiat bine, am permisul, sau dacă s-a încheiat prost și nu l-am și m-am dat bătut și acum încă merg cu bicicletă. Dar înainte de a vă da răspunsul, am ceva super, super, mega important. Am dat drumul la cele mai fresh mărciuri ever, cele mai picante mărciuri ever. Dacă vreți să vă comandați și voi cel mai fire, cel mai tare și cel mai picant merch din lume, și cel mai picant merch din lume, intrați pe primul link din descriere și luați-vă, pentru că să moară Jaxana, sunt foarte tare. Ok, guys, acum a venit momentul să vă spun dacă Antonio Pican a luat permisul sau... Gata, deja ne lungim prea mult cu vorba și știu deja unde vreți să ajungem. Haideți să o luăm cu începutul. Am început școala la finalul lunii august. Au fost niște ore foarte, foarte ușoare. Chiar îmi place foarte tare să conduc și nu mi se pare așa de greu. Bă, adică nu vreau să mă dau mare, dar conduc destul de ok. După toate aceste ore de pregătire intense, m-am apucat să învăț pentru sală, pentru că era imposibil să nu iau sala, așa că m-am pus pe învățat. Iar în luna septembrie am susținut examenul teoretic, adică cu mintea, cu din astea, cu sala, cu întrebări, cu nebuneli. Bine că examenul teoretic l-am susținut la finalul lunii septembrie, dar trebuia să-l susțin la începutul lunii septembrie, dar ghinionul a dat peste mine în momentul în care s-a dus Antonio frumos pregătit, învățat toată materia frumos, s-a dus acolo să susțină examenul și ghiciți ce? Era totul închis. Pentru că cei de la DRPCIV fix în ziua aceea s-au gândit să mute sediul și am zis wow, ce noroc a dat peste mine. Una peste alta, am ajuns la finalul lunii septembrie, moment în care am dat sala. Și vreau să vă spun că m-am descurcat destul de ok. Adică, pam, am dat una corectă, două corecte, trei corecte, pam, 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 până am ajuns la 17-18 cu 0, frate. Deci 18 răspunsuri corecte cu 0. Vreau să fiu extrem de transparent cu voi și să vă povestesc absolut pas cu pas tot ce am făcut în acest capitol. Vreau să vă spun o modalitate de a conduce chiar dacă nu aveți 18 ani. O puteți face chiar prin jocuri. Dar dacă nu aveți un calculator excelent de bun și nu vă puteți juca jocurile astea cu mașinile astea noi apărute acum în 2020, puteți să vă jucați cele mai tari jocuri chiar din browserul vostru cu ajutorul www.boosteroid.com. Boosteroid e cea mai tare platformă în care te joci absolut orice joc vrei tu online. Costă doar 20 de lei pe lună și dacă nu beneficiezi de un calculator și totuși vrei să te joci jocurile astea nebune, poți să te joci chiar și de pe telefon. A trecut ambulanța. E prea fire boosteroidul ăsta! Intrați chiar acum pe www.boosteroid.com, faceți-vă un abonament din ăla șmecher și să nu-mi spuneți mie mulțumesc în comentarii că v-am ajutat. Așa, deci cum vă spuneam, aveam 18 răspunsuri corecte și 0 răspunsuri greșite, fraților. Îmi tremura mâna pe touch pentru că erau monitoare de alea cu touch. Mă ne-am modernizat, uite așa îmi făcea mâna.
Așa îmi făceam în acei chestii, spaghetă pe monitor, să uita polițistul aia și făcea cruce, mătănii, nu? Și în momentul în care am apăsat răspunsul pentru a 19-a întrebare, am văzut că am dat greșit și am zis gata, ăla sunt. Ăla sunt, pentru că eu mereu când învățam, dacă dădeam corectă, bă, făceam 26 cu 0. Dar în momentul în care mă încurcam și dădeam una greșită, gata, deci mă demoralizam complet. Așa că fratele vostru a dat de a 20-a întrebare, pe care nu o mai văzuse niciodată, dar niciodată, deși am făcut ceva test, adică chiar m-am pregătit. Când am văzut a 20-a întrebare, reacția mea a fost fix asta. Bă, da, fix asta, adică fix asta, gen, s-a uitat toată lumea la mine. Deci mă uitam așa și zic, da, nu, ăla sunt, asta este, până aici mi-a fost. M-am uitat la ea, am citit-o 200 de ori, am dat răspunsul și ghiciți ce. Era corect. Când am ajuns la 22 cu una, am zis, gata, fraților, am luat sala, deja nu mai aveam nicio emoție, restul întrebărilor, știți cum le-am făcut? Bă, ziceați că sunt vitezomanul Gică, uite așa am făcut, gata, terminat. Scorul meu final, zic că m-am jucat mare joc. Serios? Rezultatul final a fost de 24 de puncte corecte cu 2 greșite. Mi se pare un rezultat destul de ok, pentru că... E foarte bun! E ok, m-am programat la oraș și urma orașul. M-am pregătit cum se cuvine, nu aveam absolut niciun fel de emoție, eram foarte, foarte bine. Dar în ziua în care trebuia să susțin examenul practic, adică practic să mă urc la volan cu polițistul lângă mine și să conduc și să mă examineze, băi, înainte să urc în mașină, m-au cuprins niște emoții așa de mari, băi, dar așa de mari încât, sincer, băi, deci nu mai puteam să conduc, e nebun, uite, așa îmi făceam mâna pe volan. Dar norocul meu a fost că lângă mine, alături de mine, a fost iubita mea, care a venit cu mine tocmai în orașul în care a trebuit eu să dau orașul, pentru că orașul nu l-am dat în București. Deci, orașul. Iar iubita mea frumoasă a fost lângă mine și fix în momentul în care am luat piciorul de pe ambreiaj ca să plec, m-am uitat la ea și pur și simplu mi-au dispărut toate emoțiile. Părița mea. Și am plecat la drum. Băi, deci asta este mare, mare story time. Deci o să vă explic pas cu pas tot ce am făcut. Am plecat frumos, m-am încadrat bine pe banda pe care am mers și picantul vostru a rupt viteza în două. Mergeam cu 20 la ora și a păr. Băi, ziceai că sunt tataie cu Tico. Ești nebun la cap. Uite-mi, dar vă recomand, în caz că urmează să dați orașul, să mergeți cât mai încet. În caz că dați orașul, băi, guys, mai bine mergeți încet. Să vă spună polițistul, băi, de ce mergi așa încet? Decât să vă spună de ce merge așa repede sau de ce ne-ai acordat prioritate din cauza că mergeai repede. Așa că am mers așa ușor, ușor, pam, pam, pam. Am intrat într-un sens giratoriu. După întrebarea de baraj, dă-i cu spatele, picantule, dă-i cu spatele. Și eu i-am explicat, doamnă, nu pot să dau cu spatele, că eu știu să merg doar în față. Dar până la urmă mi-am cărcat pe orgoliu și am băgat acolo un marșalier și am început să dau cu spatele. M-am încadrat foarte bine pe bandă, am ținut volanul întreg și am dat cu spatele. Uite așa, mergeam ca prostul în spate, bam, bam, bam. Mi-a zis stop, am zis ăla sunt. După am mers înainte, am intrat într-o intersecție, am trecut pe roșu, ăsta glus. Glumesc, vă dați și voi seama, aici am intrat într-o intersecție, am acordat prioritate, am făcut toate nebunelile până am ajuns la o trecere de pietoni, care nu îți oferă o vizibilitate așa de bună. Și dacă ți-are pietonul pe trecerea de pieton, să aruncă așa în fața ta, ăla ești, da, ăla ești, gata, ți-a pus picior pe frână, gata, nu la pam, 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 n-ai luat permis. Și am ajuns la trecerea aia de pietoni, pe care era un pieton. M-am oprit frumos și am așteptat. Dar am așteptat așa de mult și vă recomand și voi să faceți fix ce am făcut și eu. Așa, și m-am oprit acolo la trecerea de pietoni și am așteptat. Bă, da, am așteptat, am dat prioritate la absolut toată lumea. Până și la aia care erau la 100 de kilometri față de trecerea de pietoni. Deci uitați-vă așa, mă uitam cu binoclu, îl vedeam și lăsam. I-am zis, doamne, eu aștept, eu nu, eu sunt... Doamne ajută, doamne ajută, cu religia cu asta. Până în momentul în care mi-a zis polițistul, a zis, da, stai puțin, nu vrei să dai prioritate și la vecinul care ți-a ieșit din casă, care coboară cu liftul, așa, nu vrei să-l aștepți și pe el să treacă? Și am zis, nu, eu sunt băiat corect. A plecat mai departe, după care am fost pus la o întrebare de baraj, am fost pus să parchez cu fața, parcare foarte grea. Am făcut-o în 2 secunde, pam, pam, direct și am plecat și am mers. Pâr. Și mai aveam cam, nu știu, 500 de metri să ajung la destinație. Știam că nu am făcut nicio greșeală, eram foarte încrezător în mine. Am zis că, bă, gata, am luat permisul, fericire maximă, să vezi clipuri pe YouTube, nebuneli. Vă arăt ce mașină mi-am...
asta mai târziu. Așa și am mers înainte. Și guys, s-a întâmplat inevitabilul. Din păcate, glumesc bă cu voi, am mers înainte, am oprit și mi-a spus admis. Și uite așa, picantul vostru s-a făcut cu un mare, mare permis. Am luat permisul fără nicio greșeluță. Mi-a spus polițista de față că am condus ca un artist. Și asta mi-a dat foarte mare încredere în mine. Și în momentul de față am permisul. Sunt foarte, foarte fericit și vor urma niște vloguri bombă, bombă rău de tot cu mașina. Iar următoarea întrebare, care, păi și asta a fost destul de adresată, dar nu v-am dat vouă nimic de interpretat. De permis așa v-am mai spus, dar de chestia asta niciodată. Picantule, ți-ai cumpărat mașină? Ce mașină vrei să-ți cumpere? Ai mașină? Ei fur Loganul lui taică-tu? Ce faci? Ei bine, guys, am deja o mașină pe care mi-am cumpărat-o înainte să mă apuc și de școală de șoferi, pentru că eram nerăbdător. Voiam să am mașina mea, frate, de mic copil îmi doresc să am mașina mea, mașinuța mea, să am eu volanul ăla meu, să-l țin așa, să fac bar. Nu e Tico, stați niștiți, nu e Tico. Și de mult vreau să împărtășesc cu voi ce mașină mi-am cumpărat, ce mașină am și voi sunteți foarte, foarte curioși, știu sigur asta, așa că dacă se vor strânge la acest clip 20.000 de like-uri, o să vă arăt într-un clip întreg, într-un clip dedicat ce fel de mașină am, cu toate specificațiile nebune și poate în acel clip să facem și un car vlog, cine știe. Nu uitați să scrieți în comentarii multe, multe idei de vlog pe care putem să le facem folosindu-ne de mașină, adică să fie strict cu mașina, plus eu, plus ce am putea să facem, să facem un vlog super, super tare. Sunați-vă toți prietenii, pentru că dacă acest clip strânge 20.000 de like-uri mai puțin de 24 de ore, gata, mâine clipul cu mașina nu se mai poate, nu știu când îl filmez, azi, mâine, poimine, nu știu, îl filmez, fraților, îl filmez și mâine e postat, gata, s-a terminat. Știu că sunteți foarte, foarte curios să aflați ce mașină mi-am cumpărat, așa că voiam un pic cu mine să vă dau așa un mic leak. Deci această întrebare, cred că am auzit-o de un an întreg, în continuu. Băi, deci absolut în continuu, cred că nici n-am apucat bine să fac 17 ani, că toată lumea, ce mașină ți-ai? Ți-ai luat tu mașină? Ce mașină ți-ai? Când o să ții mașină? Ce model o să ții? Ce motor o să aibă? Băi, fraților, deci întrebarea asta a fost așa de cerută, încât sunt 100% sigur că cei mai mulți urmăriți acest clip datorită acestei întrebări. Multă lume mă întreabă ce mașină o să-ți iei, ce mașină o să-ți iei. Ce nu știți voi, în schimb, este că deja mi-am cumpărat o mare, mare mașină. Nu a văzut-o absolut nimeni până acum, doar dacă probabil ne-am întâlnit în trafic, pentru că acum am permis și chiar mă prim de ceva vreme cu mașina pe străzi. Dar, în schimb, nu aveți absolut deloc de unde să-mi cunoașteți mie mașina. Așa că, în acest moment, vă voi arăta pentru prima dată mașina mea, dar nu în totalitate, pentru că vreau să fac un episod special în care vă prezint mașina. Știu că majoritatea persoanelor ați intrat pe acest clip tocmai ca să îmi vedeți mașina, dar din păcate mașina nu o voi arăta în acest clip, ci în următorul meu videoclip de pe canal, în care o să vă prezint mașina în totalitate. Dar pentru că sunt extrem, extrem de entuziasmat și pentru că sunteți cea mai tare familie din lume, familia mea picantă și cei mai dulci bibișori din lume, guys, a venit momentul. Guys, faceți cunoștință cu prima mea mașină. Astea sunt semnele mele de începător, că nu am permisul de foarte, foarte mult timp. Asta este culoarea mașinii, este o culoare foarte, foarte frumoasă. Încă nu mi-am dat seama ce culoare e, nu știu, e un gri, dar în același timp e și gold un pic. Nu știu ce culoare e, scrieți voi în comentarii dacă știți ce culoare e. Are chiar și o aripioară, putem să-l numim chiar un rechin. Guys, mai multe nu vă arăt, pentru că nu mă lasă sufletelul. Chiar nu pot. Chiar nu pot să vă arăt mai multe, pentru că sunt foarte, foarte încântat, sunt foarte multe de arătat, foarte multe de vorbit și foarte multe de făcut cu acest mașinescu. Iar lucrurile astea nu le pot face decât într-un clip super mega special. Și am și o mare surpriză pentru voi. Vreau să scrieți în secțiunea de comentarii ce mașină credeți că mi-am cumpărat eu. Iar acum cea mai mare bombă, comentariile care vor răspunde corect vor apărea în următorul meu videoclip, în care vă voi arăta mașina chiar la începutul clipului și vă voi menționa pe acolo pe toți, veți apărea pe aici. Așa că încercați-vă norocul, scrieți în comentarii orice mașină credeți voi că am eu în momentul de față și haideți să vedem cine va apărea în următorul meu videoclip. Deci e așa de tare cadrul ăsta, gândiți-vă că e noapte și uitați-vă ce lumină bună am și uitați-vă cât de bine se vede. Mamă, deci abia aștept, o să conduc așa cu camera pe bord. Deci uitați-vă cât de tare cadrul ăsta.
Deci nu mai pot despărți de ele, bine să nu mai dau jos din mașină. Băi, abia aștept, abia aștept să vă arăt ce mașină mi-am cumpărat. Apăsați repede like să se strângă 20.000 de like-uri, pentru că chiar vreau să vă arăt ce mașină mi-am cumpărat. Chiar vreau să postăm multe poze cu ea, multe story-uri, multe nebuneri și multe clipuri speciale pe care le pregătesc, în care veți apărea chiar și voi. Așa că grăbește-te, scrie în comentarii, dă-i like și hai să apară clipul. Începe să se lase seară, că de numai Antonio Pican poate filma la ore din astea, că na, dar obișnuiți-vă foarte bine cu acest cadru, pentru că acest cadru o să apară în noile mele videoclipuri care vor apărea pe canal. Vreau doar multă susținere, multe like-uri egal multe clipuri egal story-uri, poze, toate, tot ce vreți voi. Apropo, nu uitați să-mi dați follow pe TikTok, pentru că vreau să postez cât mai multe TikTok-uri. Așa că dați acolo multe follow-uri, pentru că urmează multe TikTok-uri amuzante cu iubita și singur și fără mine. Bine, fără mine nu avem cum să postăm TikTok-uri fără mine. Următoarea întrebare e foarte, foarte populară. A fost când voi mai lansa o piesă nouă, și vreau să vă spun că vor urma niște piese, băi, absolut geniale. Băi, nu că geniale, dar absolut geniale. Cred că cunoașteți piesa Amsterdam, toate fostele, cele mai populare piese ale mele și ale noastre, dar piesele care vor urma sunt peste ele, deci nu aveți cum. Vreau să vă spun să stați on pe Instagramul meu, Antonio Pican, și pe Instagramul iubitei bibi.oficial, pentru că vor urma multe, multe surprize acolo, giveaway-uri, multe surprize în materie de vlog, în care vă vom integra chiar și pe voi. Iar ultima întrebare din acest Q&A, care a fost mai mult cu ocazia anunțării permisului meu, este când mai fac live. Iar pentru a mă asigura că săptămână de săptămână aveți măcar un live sau două alături de mine, am făcut chiar și un program. Marți și joi la ora 9 pe canalul meu de YouTube o să aveți parte de un live super, super bombă. Un live Caterinca sau un live creepy sau un live cu picanții sau un live cu invitat special. Cine știe, nimeni nu știe. Dar stați geană pe canalul meu de YouTube, pentru că marți și joi la ora 9 facem live, indiferent de ce facem. Dar vă spun de acum că va fi epic de picant. Cam atât și cu acest vlog. Dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți butonul de like. Haideți să strângem 20.000 de like-uri și să facem în sfârșit reveal-ul la mașina mea. Nu uitați să scrieți și în comentarii ce mașină credeți voi că este, iar comentariile cu răspunsul corect vor apărea în următorul meu vlog. Chiar sunt curios, oare reușim să strângem 20.000 de like-uri în mai puțin de 24 de ore?